Astăzi voi avea o invitată cu totul și cu totul specială, cel puțin pentru mine, din punct de vedere sentimental. Invitata pe care o veți vedea în minutele imediat următoare vă va impresiona și vă spun cu siguranță acest lucru pentru că o cunosc pe această persoană de foarte mult timp. Pot să vă și spun că cu foarte mulți ani în urmă, porecla ei, dată de mine, era piticuț. Mi-era foarte, foarte dragă și eram absolut convinsă că va ajunge cineva în viață. Vă spun acum că este vorba de Raluca Sandu, poate una dintre cele mai bune jucătoare de tenis pe care le-a avut România și spun lucrul acesta pentru că Raluca Sandu, în urmă cu mulți ani, a reușit să intre între primele 100 de jucătoare din lume când avea numai 16 ani. Raluca Sandu, o prietenă bună de-a mea pe care o iubesc din tot sufletul meu, o jucătoare absolut senzațională, care făcea furor pe terenurile de tenis cu mulți ani în urmă, a avut plăcerea să vorbească astăzi cu mine și cu voi și să vă dezvăluie poate multe din tainele pe care ea le-a deținut pe terenul de tenis și ceea ce s-a întâmplat ulterior devenind o femeie de succes, o femeie de afaceri, deținând o clinică de sănătate, un restaurant și poate dacă și-a mai făcut alte business-uri între timp, cu siguranță ni le va spune. Raluca, mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc pentru introducere, sentimentele sunt reciproce. Și sigur că aș avea ca primă întrebare pentru tine una foarte, foarte simplă și anume, dacă îți lipsește viața pe care o aveai atunci când erai sportivă? Îmi lipsește și nu-mi lipsește. Pot să spun că nu-mi lipsește pentru că motivul pentru care m-am lăsat de tenis la 24 spre 25 de ani de vreme, ce-i drept, a fost faptul că ajunsesem la saturație și pentru că îmi doream să fac și altceva în viață. Nu mi-am dorit niciodată să joc tenis până la 30 ceva de ani. Întotdeauna am avut inclinații și spre alte domenii decât cel sportiv. Mi-am dorit, de când eram mică, mi-au plăcut copiii și mi-am dorit să fiu o mamă tânără. Ăsta a fost motivul principal pentru care m-am lăsat, pentru că am vrut să am un copil. Nu s-a întâmplat la momentul respectiv. Am încercat, cred că 3 ani de zile și, mă rog, copilul a venit ulterior, la 29 de ani. Deci, nu pot să spun că îmi lipsește, pentru că în momentul în care am pus punct, chiar eram mulțumită cu punctul în care ajunsesem din punct de vedere sportiv. Am considerat că nu pot face mai mult. Poate aș putut înainte, dar la momentul respectiv ăla era apogeu și am pus punct. În momentul în care am pus punct, am ales un alt drum. Cum arată o zi de muncă pentru Raluca Sandu? Și mă gândesc la perioada în care nu muncești dintr-o zi, în care tu ți-o petreci cu iubirea ta, Simona, cu micuța Simona, care este un copil absolut adorabil, iar tu probabil te simți cea mai fericită mamă din lume, așa cum mă simt și eu, pentru că și eu la rândul meu am 2 copii și sunt convinsă că de fiecare dată când vorbești despre ea, simți așa o mare plăcere și o mulțumire sufletească cum rar întâlnești. E o împlinire pe care orice femeie o să o aibă, sau orice femeie cred că este împlinită în momentul în care devine mamă. Cred asta cu cea mai mare convingere, că nu există o realizare mai mare și o împlinire mai mare pentru o femeie. Nu știu cum este pentru un bărbat, din punct de vedere al tatălui. Consider că meseria de mamă este cea mai grea și am tot respectul pentru toate mamele care stau acasă și crească copii și nu au în special cum ajutor, ești tu, o mamă au... singură, pentru că trebuie să menționăm și lucrul acesta. Sunt o mamă singură, dar eu am avut până acum luna, am avut o bonă care stătea cu copilul când eu nu eram acasă, când eram la birou, dar sunt mame care n-au, care stau de dimineață până seara și asta e meseria lor. Și am zis că e cea mai grea meserie, dar este cea mai frumoasă, îți dă cea mai multe satisfacții, cea mai mari împliniri. E cea mai obositoare, că n-ai pauză de masă, n-ai program fix, n-ai încep la ora 9, termin la 5, nu ai pauză de, nu știu, țigară, de toaletă, de absolut nimic. Deci ești non-stop, marcajul nou cu copilul. E cea mai grea, e cea mai frumoasă. Despre Simona vom mai vorbi noi, dar mă interesează deci o zi din viața de muncă.
O zi Cum? de Ce muncă. face Raluca Sandu? În afara faptului că trebuie să arate Hai tot că timpul spun frumoasă, cum... trebuie să fie îngrijită, trebuie să arate bine, da? Trebuie să se prezinte într-un mod absolut fascinant atunci când stai de vorbă cu partenerii tăi de afaceri, pentru că așa trebuie să se prezinte Corect. un businesswoman, dacă pot spune așa, și trebuie să Da, asta face împărtășești parte din rutină. femeilor Mi-a care luat se uită la ceva tine timp și... să trec de la vestimentația sport și casual și care era comodă la partea de business, dar știi cum e, ne adaptăm la orice. Pot să-ți redau o zi din viața mea de dimineață până seara, dacă vrei. Da, pentru te rog. că e foarte monotonă de luni până vineri. Nu, o singură La zi ne interesează și cred ne că e trezim. La 7 trebuie să păsim -o. Îi fac micul dejun. O îmbrac, bine, îi pregătesc hainele cu sare înainte ca să nu fie mai ușor. Îi dau să mănânce, ne pregătim de grădii, mă îmbrac de birou, plecăm, o las la grădii la 8.20. Între 8.20 și 8.30 este la grădii. Eu vin la birou, de la 9 la 5. Nu stau neapărat numai aici, mai am întâlniri, mai trec pe la clinică când am timp. Deci între 9 și 5 sunt, îmi fac treaba, la ora 5 o iau de la grădii și ori mergem la un parc jumătate de oră, maxim o oră, ori la mall, ori ajungem direct acasă. 6 jumate băiță, 7 și un sfert de să mănânce la 804. Și dacă tot am vorbit despre și cu Raluca Sandu, ne obișnuisem așa să vorbim într-un birou foarte office. Iată că acum ne aflăm în restaurantul său, la Mercado, un restaurant cu specific fish and grill, așa cum îi place Ralucai să mănânce. Și nici nu putem rezista tentației de a gusta din toate aceste bunătăți pe care Raluca ni le-a oferit și sigur mie îmi face mare plăcere să mă aflu așa într-o atmosferă mult mai casual cu prietena mea, Raluca. Și suntem mai relaxate acum, deja corect. Mi-aduc aminte de vremurile când mâncam din aceeași farfurie, am mâncat chiar și din aceeași lingură, am degustat toate deserturile pe care Raluca ni le-a pus la dispoziție. Și în așa speranța să... că o să mai revin. În speranța că voi reveni cu siguranță. Și am așa o întrebare pentru Raluca. Dacă mănâncă în mod obișnuit, așa cum am mâncat noi astăzi, pentru că trebuie să vă spun că cina pe care am servit-o împreună a fost absolut delicioasă. Și dacă mănânci așa, cât sport faci tu, Raluca? Mănânc așa, nu mănânc ce am pus acum pe masă în fiecare zi, adică nu mănânc deserturile în fiecare zi, dar de mâncat mănânc 3 mese cu siguranță, nu mă abțin de la nimic, mănânc și pâine, dar mănânc echilibrat și în același timp făcând mișcare aproape zilnic. Fac sport de căutare, că e normal. Nu am probleme cu greutatea, cu fluctuația, deci asta mă mențin în aceeași formă constantă. Da? Care crezi tu că este principalul tău acum la vârsta de 32 de ani? Cu siguranță am trăit multe experiențe pentru 32 de ani, adică am trecut prin foarte multe. Și în viața personală, și în viața de familie, și în viața profesională. Deci, experiența, pot să spun că e unul dintre aturile pe care le am la vârsta asta. Și Simona pentru că m-a schimbat la modul la care m-a schimbat radical din punct de vedere al mentalității. Principiile mele s-au schimbat, valorile mele în viață s-au schimbat odată cu venirea ei pe lume. Și atunci m-a schimbat în bine, să spun așa.